D meu. Chupini. Почему стёб ты? Салутари! Пинец винит ты канал Жасмина Шоу! Сейчас из ярош фачим Оледжи Курек Скауну Касарымы Ускар! Партия а доа! Pentru că la prima parte am strâns peste 5.000 de like-uri și v-am promis că facem și partea a doua. Pentru cei care nu știu în ce constă acest challenge, vă spunem că în fața noastră avem 5 scaune. 3 din ele sunt ude, 2 sunt cu surpriză. La fiecare rundă se vor amesteca scaunele și cu ochii acoperiți va trebui să ne așezăm pe unul din scaune. Dacă ne așezăm pe scaunul ud, atunci poponeața noastră va fi udă. Dar dacă ne vom așeza pe scaunul sub care va fi surpriza, pe următor, atunci am câștigat surpriza de sub acel scaun. Și înainte de a începe, noi vrem ca să puneți like, să vă abonați pe canalul meu, Jasmina Show, și noi începem de la domnișoara Jasmina. Jasmina, te întoarci. Și pentru ca să nu auzi și nimic, cum noi schimbăm scaunele aici, închide urechile. Bine? Bine! Jasmina, tu ești gata? Da! Deci, după cum îți aduce aminte, scaunul 1, 2, 3, 4, 5. Spune numărul și eu te așez. 5. 5. Ok. 5. Ești gata? Da. Cum crezi? Iuscar, Jasmina. Înseamnă că ai câștigat o surpriză. Wow! Incredibil! Data trecută ne așezam doar pe scaune ude și ne-am mutat poponeața. Am văzut altă surpriză. Deci acum amestec scaunele eu. Vreau să le pun primul la început. Întoarce. Gata? Alege scaun. De acolo. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 2. Am trecut. Data trecută pe fiecare ud. Dar data asta am câștigat ceva. Adăugăm încă o surpriză. Dar de data aceasta schimbăm mai întâi Jasmina, ești gata? Da. Ești gata să uzi poponeața? Nu. Da? Alege scaunul. La 1, la 5. 2. 2, da? Nu, vreau. Stop, stop, stop. E acum așa. Merge? Da. Eu mă scal? Da, scală-te! Asta e următoarea surpriză! Wow! Așa! Așa deci, eu aleg scaunul cu numărul 3! Așa!
Nici nu vreau să mă scoală. Eu am mie bine aici. Ok. Ai, ai, ai. Două prăjituri ele. Da? Da. Tati, cu tine așa de aproape. Lângă tine erau două. Wow, să mă am spus. Da. Mă scupă de data viitoare, îl câștig. Acum eu. Hai tu. Așa? Aici. Aceasta este ultima rundă și Jasmina trebuie să rămână udă numai decât. Jasmina, ești gata? Da. Deci, spune numărul. 1. 1. Nu, tu ești sigură, Jasmina? Hai, ok. Iusca! Da, Jasmina! Și ai câștigat? Salam! Și ultima rundă, eu trebuie să o închei. Și după cum am înțeles, Jasmina a câștigat pentru că s-a așezat permanent pe un scaun uscat și ea a rămas cu poponeața uscată. Dar pe mine mă așteaptă încheierea acestui challenge și nu știu ce voi alege. Hai să vedem. Schimbăm surpriza și amestecăm scaunul. Tăticu? Opa! Gata! Care scaun alegi? E, scaunul cu numărul 2! 2! Așa? Așa! Ah, eu nu înțeleg deja, e uscat sau e ud? E ud? Daaa! S-a udat mai tare? Da! Deja când ești ud, apoi nu tăi să... Întoarce-te! Jasmina, ascultă-mă. Bă, dacă v-a plăcut acest challenge, puneți like, abonați-vă la canal. Și